Dar ce faci, Maria? Vrei să-mi iei locul? Asta am spus eu, Mariana! Ce faci, măi, Mariana? Cum te mai simți? Bine, doamna Cristina, mulțumesc, chiar sunt foarte bine. Auzi, Mariana, te-ai pus gene false? Nu? N-ai gene false? Nu am deloc. Măi, Mariana, cum primești tu virusul acesta, doamne, doamne, machiată toată, măi, Mariana, mă și amuz când te văd așa machiată. Of, of, of. Da, deci te simți mai bine, da? Da. Doamna Grigina, acum dacă am timp să mă aranjez, de ce să nu fac? Foarte bine, mi se pare normal, măi, Mariana. Auzi, apropo, tu spuneai că ești asimptomatică, deci te simți bine. Trebuie doar să refaci testul și să vii alături de noi, Doamne ajută, să iasă negativ. Doamne ajută. Da. Că văd că Maria cam vrea să-mi ia loc acolo și e frumos, Maria, să știi. Ai, stai, are valoare. Stai, stai acolo, că este loc pentru tine aici. Mariana, este loc pentru tine, stai liniștită. Dar Mariana n-a zis, aștept, face doar. Te aștept cu drag. Te aștept cu drag. Înveți bine. Alexandra a fost cea care mi-a spus că eu sunt o divă. Eu n-am venit niciodată să-i spun Alexandrei, uite, Alexandra, mă cred o divă și eu sunt Mariana și ai să da, și ne faci că ești o divă. Eu prefer să mă prefac că sunt o divă decât să fiu ca tine. Nu, ți-am zis, tale. Te rog frumos să-mi aduci episodul în care am spus aceste uite, cuvinte. Uite, o să ți-l trimit, că nu pot să ți-l aduc, că momentan ești în carantină. Aole, vai, ți-e frică să nu-ți dau știi? E virusul? Nu, că l-ai luat. Stai liniștită, că pe tine nici virusul. După merit, știi nu cum te prinde Dumnezeu nici virusul. După suflet. Ei, măi, fetelor, nu e caz, doamna ferește. De ce vorbesc așa, doamna Cristina, că nu vorbesc prost? Știu de ce vorbesc așa. De ce? Ce vrei să spui? Dar de ce jignești? Da, stați puțin, că sunt foarte sigură că au fost discuții multe în afară, Alexandra. Nu am. La ce te referi când spui că nu, îi dă omului după suflet Dumnezeu? Mie nu-mi pare bine că ea a luat acest virus, dar nici rău nu-mi pare. Adică mi este foarte indiferent de acest lucru, din cauza faptului că noi când am fost la test, Mariana degeaba are facultate, ea nu este în stare să citească propriul nume. Înțelegi? Da, uite Alexandra, stai puțin, stai un pic să vorbim pe rând ca să lămurim situația. Îmi pare rău că eu am avut două hârtii în mână, atât pe a Mariei, cât și pe a Marianei și eu am fost în stare, cu toate că eu nu am o facultate, am fost în stare să citesc numele de pe acea foaie. Mariana, hai să-ți mai spun un lucru, și pe Mădălina o cheamă Mădălina Elena. Înțelegi? Dar ei se spune Mădălina și putea ca doamna de acolo să spună Elena în loc de Mădălina, înțelegi? Și să se încurce numele. Așa, și nu este vina mea că nu este vina mea. Și după care ea a venit și a început să facă ca toate alea, că pe tine te cheamă Mariana și tu spui Alexandra. Mariana, ei! Da, mă cheamă Mariana. Vă rog. Da, mă cheamă Mariana. Și da, îmi spune, toată lumea mă cunoaște de Alexandra, dar dacă tu nu știi motivul pentru care sunt strigată Alexandra, nu vorbi și nu mă judeca, ok? Așa, și dacă eu am fost strigată acolo, Mariana, care este problema? Ai facultate, citește-ți propriul nume, când ai o hârtie în mână, citește-o, nu o semnezi din câte știu eu. Uite, n-am avut chef în dimineața aia să-mi citesc numele, dar tu n-ai avut chef niciodată, nu știu. Fetelor, și eu ce să înțeleg, că la momentul respectiv s-a creat o confuzie și de fapt, Alexandra, tu ai crezut că ești pozitivă, iar Mariana... Nu. Problema a fost în felul următor. A venit doamna de la... care avea foaia alea bună și a strigat Mariana. Mariana s-a ridicat și s-a dus și a luat numele. Nu l-a citit. Eram în picioare. Mă rog, era în picioare, s-a dus și a luat numele. A luat numele, s-a dus să facă testul. După care doamna a venit din nou și a strigat Mariana și eu m-am dus și am luat numele. M-am uitat pe foaie și scria... Maria Lungu sau ceva în gen, nu știu numele ei. Maria Lungu. Eu am spus, asta nu este numele meu, este numele Marie. I-am dat foaia. După care a venit doamna din nou și a mai spus încă o dată Mariana. Am luat foaia, am citit, scria Mariana Danilenko și am spus Marianei, Mariana, vezi că te-ai dus în locul meu la test. După care am spus că s-a dus în locul meu la test, Mariana trebuia să intre încă o dată să facă testul, să refacă testul, iar atunci Mariana nervoasă că de ce trebuie să refac, că nu este vina mea că Alexandra nu are numele în buletin Alexandra, că lumea... Dar eu puteam să am 50.000 de nume atâta timp cât tu ești...
o femeie în toată virea, puteai măcar să-ți citești numele de pe foaie. Uite, spre exemplu, copilul meu... Ce n-ai înțeles? N-am avut chef la ora aia să-mi citesc numele. Ce așa chef? Trebuie de înțeles. Păi nu, da, judeca o persoană după chef, ai înțeles? Da, judec pe cine vreau eu și nu știu vreau, 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 ai înțeles? Hai, da, taci că m-ai plictisit. Știți și voi că nu e bine să faci testul de două ori în aceeași zi. Vreau să spun și eu ceva. Mi se pare foarte, nu știu, strigător la cer ce ajunge Alexandra să facă din cauza că nu mai are subiecte. A venit să se folosească de chestia cu testul, cu numele. Știi ceva? Ai devenit, nu vreau să folosesc acel cuvânt, dar ești, nu știu, că ai devenit. Măi, atenție la limbaj. Să te legi de orice chestie. Eu m-am legat de orice chestie. Eu m-am legat de orice chestie. Păi ce ți-a spus oră, că nu-mi pare rău, dar nici bine că ai luat acest virus. Care este și că Dumnezeu dă după suflet. Lasă-mă, că din partea ta nu am nevoie să îți pară rău. Ce suflet am eu, n-o să ai niciodată interes. Dar nu are de ce să-mi pară rău, dacă mie nu-mi pare rău, ce vrei să vin să mint? Vai, Mariana, cât de rău ce-mi pare că ai luat acest virus. Nu-mi pare rău, dar nici bine. Nu mă bucur, dar nici nu-mi pare rău, simplu. Îmi ești indiferentă. Dacă mi-e ce te luam indiferentă, nu veneai cu astfel de afirmații în momentul de față. Și apropo, tu te-și vorbește într-o pungă, că te ascult mai târziu. Te legi de orice firmitură de pâine, ca să mai ai și tu să apar 5 minute acolo pe sticlă, că n-a, super. Nu mai e nimeni care să-ți ofere atenție. Eu să apar pe sticlă? Super, că nu mai e apar pe sticlă de când am intrat în casa asta, nu știu cum să spun, cu sau fără tine? Super, super, super mult, că nu mai e George să te țină acolo, să-i mulțumești. Dar nu m-a ținut George, nu m-a ținut George niciodată pe sticlă. Te ține, te ține. Apropo de asta, Mariana, cele două fete noi spuneau același lucru despre Maria, că și-ar dori să fie pe sticlă tot timpul. Tu ce părere ai? Da, probabil uneori mai are și Maria această tendință, însă nu cred că este un lucru rău. Până la urmă, de ce nu? A, deci eu trebuie să fiu judecată pentru de acest Mariano. Lucru, dar ea nu trebuie să fie judecată. Deci am înțeles. Ok, ok, am înțeles. Bravo, diferențele bine. Care v-a se fac în această casă. Nu e corect. Nu e corect? Nu e corect. Păi nu e corect. Ea, eu să fiu judecată, ea să nu fie judecată. Pentru ea este corect ca să apară pe sticlă, pentru mine nu este corect, pentru că eu nu fac parte din asta. I-am uitat că nu mă suportă. Dar de ce nu te suportă? Ce are cu tine? Păi nu știu de ce nu mă suportă, că nu mă suportă, că asta este caracterul și stilul de viață, ce știu eu, cum așa a fost învățată. Nu suport pe. Eu nu suport. Am un stil de viață foarte sănătos. Eu spui, atâta răutate, atâta răutate n-am văzut în viața mea, de când mă știu eu. Nu am văzut. Cine ai văzut? Atâta răutate din partea ta, dacă te-aș văzut pe tine acolo, crede-mă. Crede-mă că n-aș fi spus niciodată în viață așa ceva. Dar ce am zis? Lasă-mă, mă, Alexandra. Și în momentul ăsta tu vii și faci din țințară ar măsar și te dai tu și nu trebuia să spui de test, nu trebuia să spui de absolut. M-a deranjat pentru că ea nu știe de ce am Alexandra, Alexandra, dar puteai să-i spui frumos. Măi, Mariana, data viitoare, te rog frumos, uită-te de 10 ori înainte. Și eu am fost frumos și i-am spus. Țipai, Alexandra, eram acolo, țipai. Nu, ea țipa. Ea țipa și alega faptului că era ciudă că trebuia să mai fac, mă rog, că era ciudă. După da, 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 n-am vrut să mai fac o dată testul. Da, și tu nu poți să spui că nu țipai. Eu i-am spus, Mariana, tu, ăsta este numele tău. Prima oară așa i-am spus, Mariana, ăsta este numele tău. Nu este numele meu. Tu de ce nu ți-ai citit foaia pe care ai primit-o în mână? Alexandra, atâta timp cât pe foaia aia scrie Mariana și la tine este și numele tău, ce Doamne artă. Păi este și numele tău, dar eu am fost în stare să citim două. A fost greșeala ei că nu s-a uitat, a fost și greșeala ta și a fost și greșeala lor și gata. Cu ce a fost greșeala mea, soră, că eu mi-am citit? Așa ei cu ce au fost. Gata, hai să încheiem subiectul acesta, fetelor. Hei, Doamne ferește, de cât pe subiectul test COVID nu ne mai citit. Păi eu am citit, că dacă eu nu vedeam. Eu eram Alexandra, pozitiv din cauza ei. Oprește-te puțin. Da, oprește-te, wow, te rog. Era problema. Măi, era fetelor, ia fiți atente. Lăsați-mă să vorbesc cu Mariana. Mariana, fii atentă. Înainte de a face conexiunea cu băieții, îți transmit următorul lucru. Comănici își dorește din ce în ce mai mult să intre o fată aici în casă și pentru el, domnule. Pentru că el își dorește atât de tare, colegii voștri au început să facă glume pe seama lui, chiar farse. Nicos astăzi s-a îmbrăcat în femeie, a dansat cu al nostru Comănici. Tu ce părere ai? De ce și-ar dori atât de tare să apară o fată nouă? Pentru a te uita pe tine? Nu neapărat ca să mă uite pe mine, doar că își dorește și el pe cineva alături de el. Vin sărbătorile și dorește să fie cu cineva, probabil.
Da, zi. Momentul în care el a cerut fata la cameră, în grădină, a spus în felul următor: eu în momentul de față nu mai am pe nimeni în inima mea. Deci asta înseamnă că nu este pentru a uita pe Mariana. Ia, hai să facem conexiunea și cu băieții. Bună ziua, băieți! Română! Auzi, comănici, ce spune Alexandra, că în momentul în care ai cerut la cameră să vină o fată pentru tine aici în casă, spuneai că nu mai ai pe Mariana în inimă. Da, corect, nu mai îmi doresc, ca în calitate de prietenă, da, o să-mi fie mereu, mereu la inimă, dar, nu știu, am vrut să fac și afirmația respectivă, fiindcă, la un moment dat, probabil, ar fi dorit, mă gândesc, o fată să vină și s-a gândit, bă, nu mă duc, că omul ăsta se îndreaptă spre Mariana. Acum am vrut să fie clar că am loc pentru altcineva. Pe de altă parte, când a venit Nicos la tine, mai muțărindu-se tot spre deliciul publicului, ai spus că tu te răzgândești, că o vrei din nou pe Marian. Am spus-o și eu în glumă. Așa, Cristina? Da. Nu îl interesează. Cristian tot spune în emisiune că Mariana se confesează în fața lui referitor la foarte multe lucruri. Așa. Că el știe, că știe el, că cu tare. Rare ești la rândul lui și el zice, las că eu știu. Nu, eu am zis că așa cum știi tu unele lucruri, probabil așa că știu și eu, și eu unele lucruri despre ea pe care el nu le știe. Păi nu, că am zis că știu mai multe lucruri despre Mariana decât Rareș. Da, și ai zis că dacă aș, dacă mi-ai da, și eu am zis că știu despre Mariana, știu ce simte pentru Rareș. Și ce simte? Să ne zic simte sau nu simte? Să ne zică ea dacă vrea. Da, parcă tu ieri ai zis lui Rareș că nu stai e de vorbă. E senzațional, Dușa Cristina. Nu știe Mariana ce simte pentru Rareș, dar știe Cristian ce simte Mariana pentru Rareș. Mulțumesc, Nicos. Cu siguranță știe din moment ce s-a retras. Poate sentimentele Marianei pentru Rareș sunt atât de puternice încât l-au făcut pe Cristian se să se retragă. Donatella! Din cauza Donatella s-a retras Cristian. Ai, lasă, Nicos, nu... mai fi răutăcios acum cu Cristian, da? No, discuția a fost alta, Mariana. Cristian a avut o reacție un pic mai impulsivă față de Alex, că tot vin fete pentru el și că pentru el nu vine niciuna. Dar nu era către Alex, era către producție. Cineva din producție a luat, bă, cum să facem relații dacă vin șapte femei pentru Alex? Dar m-am calmat și chiar mă enervează. Ce, comănici, ești gelos că vin femei numai pentru Alexandru? Să nu vină mie după aia lumea să-mi spună, să nu spună mie nimeni, nici telespectatori, nici nimeni, de ce nu se fac relații sau de ce nu încercăm. Păi vin femei pentru Alex, să facă el. Păi asta și ce, voi nu sunteți în stare să le cuceriți? Mai spune. Că despre asta este vorba. Dacă vin femei pentru el, ce sunt eu? Aleg ce rămâne sau ce... Ei! Tu alege spumă. Dar acum zici că te deranjează, acum zici că nu te deranjează. Dar din ea cu Romina nu te deranjează. Ia pune Alexandra întrebare. Cristian, din câte știu eu, tu ai fost și în top 3 al Mariei. Nu, a fost doar în top 3. Nu, nu, a dansat cu Maria. Mariei? A dansat cu Maria, nu a fost. De câte știi tu, știi prost. George? Asta vă spun eu că a fost în topul Mariei, sau poate este. Asta vă garantez eu. George, Alexandru, vă garantez și eu. Pentru că eu cu Maria... Alexandru? Eu cu Maria am discutat despre Cristian și nu numai despre Cristian și cred că a fost singurul... Da, și mai devreme când ai negat-o, când ai întrebat-o tu, Nicos. Singurul concurent din casă la care a avut o părere exagerată pozitivă. Nu mă refer la fizic sau ceva. Efectiv, pup, părerea ei a fost foarte, foarte pozitivă. Mai de aici. Bun, Mariana, o întrebare. Ai mai vorbit cu Marinescu? Chiar astăzi? Da, am vorbit. Ia uzi, când? Astăzi. Astăzi. Cine pe cine a căutat? Da. O, ce zâmbește? Marinescu. Dar n-am vorbit doar cu Marinescu, am vorbit cu niște prieteni de-a lui Marinescu comun și era și el în acel apel. Nu am vorbit doar personal cu Marinescu. Ei m-au sunat, nu eu. Ia uzi. Parcă era pe scris, dar e ok. Pe mesaje. Nu, ți-am zis așa, că m-au sunat. Tu. Cred că nu ești atent la discuțiile care le purtăm. Da. Dacă mă întreb vreodată... Deci el te-a sunat pe tine, să înțeleg. Da. Bun, o să-l sunăm și noi pe el. De când așteaptă? Dar nu acum. Mă duc la cafetieră. Și mai târziu, pentru că acum colegii tăi au treabă. Au foarte multe de discutat. Eu îți urez să te faci bine și te aștept să revii aici în Casa Puterea Dragostei curând, sănătoasă și voioasă, că frumoasă ești. Hai, stăpână, te așteptăm. Foarte, mulțumesc, foarte frumoasă. Da. La revedere, Mariana. Vă pup, la revedere. Băieți și fete, plec, dar revin. Vă așteptăm. La revedere. Uuuu! De fiecare dată când vorbești
și eu vorbesc în spate, este pentru că te corectez, că băieții nu prea înțeleg ce zici. Da. Și eu, având în vedere că sunt, având în vedere că sunt de la Iași, de lângă tine, de acolo, mai înțeleg câteodată greșelile tale și le spun și la băieți. Bine, deci, când o să vorbesc cu tine, băieții sunt capabili să-mi spună că înțeleg. Nu sunt capabili, că băieții nu înțeleg nimic când vorbești. Bine, dar ei pot să-mi spună, Maria, nu am înțeles nimic. Păi și băieții când îți spun ție, Maria, nu am înțeles nimic, răspunsul este, vorbesc cum vreau eu. Dar asta nu e un răspuns. Nu, n-a fost niciodată. Bă, uite aici pe toți. Uite pe toți aici ce zic. Alexandru, nu vreau să mă enervez. Dar nici n-ai cum. Tu nu vorbești, bine, tu încerci să vorbești. Ieri, când vorbeam cu... Ieri, alaltă ieri, când vorbeam cu Nicos... Taci, comănici. Marți. Când vorbeam cu Nicos, de 3 sau 4 ori am încercat să îi explic situația dată. Și m-am explicat și după. Am fost un pic, să zicem așa, dezechilibrată de anumite situații care au fost... Noi? Și anumite glume care au fost făcute pe seama mea. Ceea ce mi se pare firesc. Da, și noi, băieții, după ce ai explicat de 4 ori, fără jignire, nu am înțeles. Alexandru! Astăzi dimineață, de ce m-ai jignit? Cine te-a jignit? Când? Că te-a jignit o grămadă de ori. M-ai făcut... Dar nu te-am făcut eu. Da, m-ai făcut tu. Te-am întrebat eu. După asta... Nu, tu ai întrebat-o pe Adriana Comănici. Dar nu, nu, Comănici, nu. Nu te-am făcut eu pentru că eu nu am copii. Înțelegi? Nu, ce o doare. Ce, nu te-am făcut eu pentru că nu am copii? Că nu te-a făcut el. Când venea subiectul ăsta, care l-avem noi acum, să confirme ceea ce tu spui, că tu ai făcut un joc, de fapt. Să creadă el ceea ce vrei tu. Dar de ce? Dar nu-mi pasă ce crede el la momentul de față. Acum da, uite, de exemplu, tu poți să-ți și afirma asta, de aia și vorbim. Eu nu pot să te cred pe tine acum că tu ai făcut toate chestiile astea doar pentru simplu fapt. Nu te pun să mă crezi. Mi-ai adresat o întrebare, ți-am răspuns. Vrei, crezi? Vrei, nu. Asta e tot. Nu cred. Pentru că nu are cum așa dintr-o dată să vii să spui că de fapt toate chestiile Adriana, ai tot dreptul, ai tot dreptul să nu crezi. Am, normal. Păi da, mai zic. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.